Salutare, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexhit. Ultima dată am încheiat așa de brusc fără să mai zic ceva din cauza faptului că am rămas fără spațiu și n-am observat. Așa că mi-am încheiat frumos episodul, dar sincer nu știu dacă îmi pare așa de rău pentru că n-am apucat decât să termin asta. Și în fine, să zicem că n-a fost chiar așa de worthy până la urmă. N-ar fi fost așa de worthy să stați să vă uitați. Bun. Am terminat asta și aș vrea să vă rog de asemenea să lăsați un like dacă o susțineți seria și vreți să vedeți mai multe episoade. Bineînțeles. Ok, o să fie până pe aici acasă, cred, oricum o să fie făcut din ambele părți, nu știu exact, stați să mă uit așa să văd cam cum ar veni. Bun. Cred că așa, până pe aici, ca să-mi lase și mie spațiu și aș putea să mai mă duc, de fapt, un bloc mai la... Așa. Un bloc mai în partea asta. Și o să am spațiu și pe din afară și pe dinăuntru. Bun, să vedem cum facem până pe aici. Oricum or să fie multe geamuri și pe din afară o să fac, cred că cum a făcut Banana atunci cu fensuri și chestii. Înăuntru o să îmi pun nebunelile și pe din afară o să pun chesturi așa destul de multe. Încât știți să nu stau așa chiar să mă duc înăuntru să fac alt loc. Aici o să-mi pun pat, niște furnale, niște chestii. Sau, mă rog, e fapt încă nu m-am hotărât la asta. Asta vedem noi după. Până atunci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci, 1, 2, 3, 4, cred că așa... De fapt, ne, las. Nu contează, fac aici în mijlocul, fac aici o intrare. O să fie suficient de înaltă, dar nu prea. Așa. În partea asta or să vină ușile, apoi aici punem iarăși loguri. Oricum, ce vreau eu să anunț astăzi, când filmez asta și ce am încercat să vorbesc în restul episodului, pe care nu l-ați văzut de data trecută, dar nu-i nimic pentru că acum pot să vorbesc mai mult despre asta. Fallout 4, era să zic Fallout New 4 și Fallout Vegas, dar nu contează, lăsați așa, mă bate acum. Fallout 4 a fost, nu pot să zic anunțat, pentru că ne deja cam știam de asta, decât că Fallout 4 a primit, de fapt, a scos, nu știu cum să zic, a apărut trailerul de la Fallout 4 și eu așa genul, oh my fucking god, și sunt acum din nou așa genul, oh da, abia aștept să termin Fallout 3 și să-mi iau, oricum e un must buy. Și apoi, bineînțeles că... Acum fac o mică întoarcere la Fallout 3 și la seria mea de Fallout 3. Bineînțeles că vin oamenii care... Ei sunt mari gameri și zic... Fallout 3 este o vechitură, de ce te joci acest joc? Da. E pentru ăștia nici măcar n-am cuvinte, draci. Deci cât și mă joc Fallout 3. Apare Fallout 4, Fallout 3 o vechitură. Vă găsesc. Le-ai zice eu vreo două, dar mă abțin. Bun, o să fie în partea asta, domnule, în partea asta o să punem... geamuri. Apoi mă gândesc să fac cumva un fel de acoperiș al ăsteia. Și pe asta, la asta să fac un acoperiș diferit sau să o las așa. Aș putea, știi, să o las efectiv așa sau să pun doar niște scări într-o parte și să nu acopăr. Sincer, nu știu cum o să fac. Sau la fel de bine aș putea să pun, să mai fac un de ăsta și să pun numai slab-uri și așa ar arăta destul de decent și să fac acoperiș doar la partea asta. Dar o să văd eu cum fac când o să fie cazul. Până una alta vreau să termin asta în episodul de astăzi, încât să nu mai fie nevoie să mai stăm după asemenea lucruri, după aia să putem explora. Adică, serios, chiar nu vreau să pierd multe episoade pe așa ceva, decât că chiar trebuie, adică acum nu o fac pentru că de
vreau să fac asta, pentru că, sincer, și eu în Hexit aș vrea să stau să mă plimb non-stop și să lutez chestii în disperare. Dar, ne, trebuie să și stocăm chestiile pe undeva, adică ce cardim. Lutăm, îmi pare rău, nu folosim aici chestii, cuvinte precum furat sau alte lucruri. Bun. Așa. Perfect. A, căcat. Aba, nu era bine. Era bine decât că sunt chior. Să sperăm că mi iese și în partea asta, că dacă nu o să trebuiască să umplu peste tot. Și acolo, știți, gen, aș vrea să pun chestii luminoase, nu-mi vin acum. Glowstone-uri. Ba, perfect, deci numai bine. Bine, poate că o să fie cam multe glowstone-uri, dar asta nu mai contează acum. Doamne, ce rapid se face întuneric. Uf. Așa, să vedem. În partea asta mai punem și în partea asta mai punem. Și acum stau și mă gândesc sincer să fac cum am zis eu cu slaburi, ca să nu mă complic, cum am, că bănuiesc că nu vreți să stați, să vedeți cum mă chinui eu pe aici. Adică, și când zic că bănuiesc, vreau să zic că sunt aproape sigur că nu vreți să stați să vedeți asta. Așa că o să mă culc frumos, rapid. Și faptul că o să folosesc mai puține... adică nu că mai puține, că nu o să fac atâta acoperiș, îmi permite să fac acoperișul din bricuri, ce voiam să fac, lucru care e fain. Bun, așa, avem un stack și ceva, nu știu dacă ne ajung. Tot așa ajung să fac până la urmă. Bun. Și în partea asta. Așa. Și bineînțeles că trebuie să luminez pe aici ceva. Adică ceva, trebuie să luminez și pe aici. Bun. Ok, în partea asta arată mai ciudățel, dar în schimb arată destul de... Ok, de fapt, da, corect. What the fuck? Așa. O să am nevoie de niște nisip. Bine că văd destul de aproape pe hartă. Așa, mă, aici ne-a ieșit. Ah. Uf. N-arată tocmai ok nici în partea, dar e bine, zic eu, nu știu, să văd cum o să arate. Mă rog, acum vă dați seama, dacă nu o să-mi placă, eventual, dau totuși eu și-l pun la loc. Oh, da. Acum nu o să vin aici, cred că o să mai vină încă un strat, cum ar veni. Sau să pun direct acolo. Nu. Carda urât. Mă gândeam să fac, să pun aici sticlă și să las acolo, ca și cum ar fi deschis, decât că ar trebui să fie invers. Adică aici să pun slab-uri și să las, și aici să pun... dar nu arăta bine. Mă, nu știu cum fac. Eu vreau doar să aduc, să-mi fac niște chesturi, să le pun pe aici, să-mi stochez chestiile și să mă duc să mă plimb, să zic așa. Hai să... îmi iau patul în primul și în primul rând. Și cred că o să trebuiască să facem două, numai ca să fie simetrică chestia, pentru că... de fapt, stai... ha. Aș putea să pun aici și acum să mă uit să văd niște chestii de genul. Fancy lamp. Asta aș vrea să o pun pe perete. Că bănuiesc că n-avem una, n-am găsit niciuna, nu?
Ar fi frumos, da, chiar nu cred. O să pun pe perete niște chestii de genul. Uite, Golden asta. Asta se face relativ simplu. De fapt, asta e. Cred că pot să fac o de asta ușor. Ce naipa. Da, o bucată de glowstone și niște sticle. În primul rând vreau să mă duc să iau sticle, niște nisip. Și cred că am niște glowstone spart pe aici, nu știu sigur. Să mă uit imediat. Și n-am și un... n-am și o lopată. Aia, tot am diamantul ăsta. Bun. Glowstone, glowstone, glowstone. Am o bucată de glowstone. Oh, yeah. Atât de valoros. Pe aici nu pare că... nici nu prea pare, nici pe aici nu prea pare să... Am două bucăți de glowstone. Bun. Aș mai avea nevoie de vreo două. Aia, mă rog, iau eu de-asta și cred că nu o să termin oricum casa astăzi și o să mai pun așa chestie în ea din când în când, atât că am nevoie de niște sticlă și, up, Hexical Flower. Ok. Ah, nașpa, voiam să fie altfel pusă. Mă rog, hai că iau așa după margine. De ce iau eu după margine? Să se refacă apa, dar faza e că n-are cum să se refacă apa la cum iau eu. Op, am avut noroc. Chiar am avut noroc. Așa. Arată cam nașpa în partea asta, dar nu contează. Trebuia să fiu luat de sub apă din start. Nu m-am gândit. Nu m-a dus capul, asta e, trebuie să recunosc. Când nu mă duce, nu mă duce. Așa, bun, atâta cred că ajunge. Am mutat ăla înăuntru și acum să vedem cum facem. Punem afară chestiile sau punem înăuntru? Deci, să fac chesturile afară sau înăuntru? Mă gândesc. În fine. De fapt, asta e așa. Chesturi. Avem 8. Hai să le punem, uite, aici. Și mai merg câteva. Nu cred eu că am trapped chest aici, nu? Parcă da. A, uite că sunt. Perfect! Bun. Atunci nici nu trebuie să ne chinuim așa, o să punem chesturile fix unul lângă celălalt. Și or să vină ceva de genul... Încă două spații libere, încă două spații libere. Nu. Goddammit. Și în cap fix la fix, tom. Deci, da, aici e clar că le las pentru că ies la numărătoare. Aba, nu ies la numărătoare. Nu contează, văd eu ce pun acolo. Atât de aproape, man, atât de aproape. Ok, în partea asta sunt chesturi. Și pun momentan într-un chest tot ce apuc și trebuie să le aranjez cumva după. Așa. Și acum, să vedem. Am o inimă.
Niște piatră, piatră n-am, ca de obicei. Bun, o să iau toate lucrurile și o să le pun în chest de parcă... Nu știu, știu, să fie așa toate puse la îngrămădeală, prin chesturi, dar să fie puse. Așa, am un furnace, o să am nevoie de mai multe totuși. Bun. Astea o să le pun eu cumva pe niște rafturi în la mine casă, cum ar veni, cameră, cum s-o numi chestia. Oh, stai că mai avem astea. Ah. Bun, am pus tot ce era de pus aici. Așa. Ăsta îl iau cu mine. Și ăsta îl iau cu mine. Pentru că pe ăsta o să îl pun în partea asta, în colț. Mai mult sau mai puțin în colț. Chestia asta nu se sparge. Ai, 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 lasă-l acolo momentan. Bun. Nu facem chiar așa de multe, dar e bine momentan, zic. Habar n-am. Oh, stai, trebuie să mai pun un strat de lemn și după să pun astea. Se face noapte deja. Și ar trebui să mă pun întâi de toate să prăjesc. Să fac sticlă și după aia să văd să pun pe sus. Ok, am asta. Wow, wow, mai avem nevoie de o nenorocită de bucată. Las că nu-l prăjim pe tot. Așa. Bă, mie cam nașpa să mai pun un strat. De fapt nu, că vine bine. Da, vine chiar bine. Așa. Și ca să vă fac cu o idee cum o să vină, o să vină ceva de genul ăsta. Așa. Așa. Și de aici o să vină relativ drept. Stai. Eu cred că chestia asta o să-mi permită să fac și un al doilea etaj, cel mai probabil. Așa. Apoi așa. Stai, stai, nu, acum încerc să mă gândesc cum ar da bine. Ok, am mai punem unul și cred că atât ar fi suficient. Și apoi o să vină aici așa. Da, cred că e bine. Sau am putea să mai facem cu încă unul mai jos. Na, fuck this shit, dacă tot am ajuns până acolo. Oh. Ah, dar gândiți-vă în ce hal o să stau eu să mă duc să culeg chestia de asta, să o prăjesc și... Bun, cred că așa o să vină.
Bine, de fapt, nu cred că așa o să vină, cred că așa rămâne. No, bun. Bun. Ok, arată ciudat în partea asta. Cu tromusat ăsta. A, aveam o lopată, dar de ce nu mă miră? Așa, așa. A, apropo, că tot îl focusem pe ăsta, în ăsta voiam să pun backpack-urile și să le iau când am nevoie. Să nu mă car cu ele mereu după mine. Bun. Asta e o parte. Și cred că... Gata, cred, nu sunt sigur. Adică, mă rog, nu gata, ci gata... Cam așa o să rămână și o să fac eu... off-camera, ce mai e de făcut? Pentru că, din nou, nu cred că vreți să stați să vedeți cum pun acoperișul. Și cred că deja au ajuns două episoade de construit chestii. Episodul următor o să vin cu asta gata, făcută, cel mai probabil. Și... și o să mergem la explorat așa, mă scuzați pentru pauza, vrea să casc. Doamne, deci știu că nu sunt deloc obosit acum cu bacul ăsta și cu astea. Da, nu-i bai, mă. Trece el bacul și după revenim la normal. Sper. Bun, și aici și o să vină așa. Hai că nu o să arate rău. Nu o să arate genial, nu o să fie o casă de parcă ar fi făcut o puf. Dar pentru standardele mele e o casă ok. Nu e rea, e ok. Pentru mine e foarte bună. Așa. No, bun. Și cam aici o să închei și acest episod. De fapt, stați, o să am nevoie de torțe și să le punem pe aici, pentru că în momentul de față o să se spawneze mob și nu vreau asta. Până ajungem în Nether să facem rost de glowstone, să arătăm, să punem să arate bine, o să trebuiască să stăm cu nenorocitele astea de torțe. Așa, e ceva de genul, nu avem de ales, dacă aș avea de ales, poate și pune altceva, dar în momentul de față nici măcar tu pleci n-am. No, bun, oricum cam asta a fost tot și pentru acest episod, o să-l închei aici, episodul următor o să explorăm și noi și o să vedeți casa gata făcută, mă rog, mai puțin glowstone-ul, dar o să fie în mare parte gata făcută. Până viitoare, am fost Cristi, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și să dați un subscribe și poate și un share pe Facebook. Vă urez o zi bună în continuare. Bye bye.